anul 2024 și abia aștept să mă duc la școală. Aș face bine să mă pregătesc de școală. Ce miroase atât de bine? Cred că mami gătește ceva bun la micul dejun. Ceva plăcintă de cartof. Yummy! Ok, unde mi-am pus periuța de dinți să mă pregătesc? Și cuipăm. Ok, să închid și apa și trebuie să mă aranjez și eu să fie atât de excited să mă duc la școală, pentru că abia aștept să învăț lucruri noi anul acesta. Să mănânc mâncarea mea preferată și să vin acasă să mă joc jocuri video. Oare ar trebui să mă schimb? Nu cred. Îmi iubesc pijamalele atât de mult și sunt atât de confortabile. Cred că o să mă duc la școală exact așa. În orice caz, ador micul dejun. Este masa principală de zi pe care abia aștept să o mănânc. O să cobor jos și o să văd ce mi-a gătit mami. La 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 la. Hei mami, miroase atât de bine. Ce mi-ai gătit? Bună, scumpo! Am gătit preferatele tale. Plăcintă de cartofi. Vrei să mănânci? Hai, hai, hai acolo la masă. Repede. Sper să-ți placă. E o rețetă nouă. E rețeta mea specială. Hai să vedem. Îți plac, Foxy? Ce delicioase au fost, mami. Mi-au plăcut foarte mult. Nimeni nu gătește atât de bine ca tine, mami. Oh my god! Ce, mami? Este vreun cutremur? Draga mea! Ai o mulțime, o mulțime, o mulțime de coșuri pe față! O explozie de coșuri! Ce a pățit fața ta frumoasă, Foxy? Arăți oribil! O grămadă, o grămadă de coșuri albe! Ce, mami? Lasă-mă să verific! Oh my god! Chiar că am o grămadă pe față! Aoleu, ce mă fac? Vai, lasă-mă să ți le storc! Crezi că e bine, mami? Poate mi-e mai multe coșuri ca înainte și o să am fața umflată la școală. Da, nu este bine să le storcem. O să se umfle, da, și o să ai fața foarte, foarte roșie. Și atunci ce să fac, mami? Ce să fac? Cum să mă duc la școală cu fața asta? Oh, scumpă, dar este atât de normal. Așa este când crești. Se schimbă corpul și da, mai faci și coșuri. Nu e nimic să te alarmezi. Uite, mă gândeam că ar exista o soluție să-ți acoperim coșurile. O soluție? Oh, ador soluțiile. Hai să vedem care e soluția aia, mami, că imediat trebuie să plec, gen. O să mă duc până la farmacie să-ți cumpăr ceva pentru acne și cu siguranță o să te ajute. Ok, mami, și eu ce fac? Mă duc așa la școală? E chiar atât de rău? Crezi că o să observe cineva din colegii mei, mami? Probabil că nu, nu-ți fă griji, draga mea, o să se rezolve. Acum fugi, o să întârzi la școală, mult succes! Bine, pa! Nu ar trebui să mă panichez, adică nu este atât de grav, adică nu e nimic în neregulă cu fața mea. Fața mea este ok. Adică cui pasă? E începutul de an, e începutul de 2024. Anul 2024 o să fie cel mai bun an pentru mine. Hii, s-a sunat! Nu vine să cred că am întârziat în prima mea zi din nou la an. Oh my god, oare ce oră am acum? Sper că am engleză, pentru că ador engleza. Uh-oh, profesoara mea de engleză arată foarte, foarte nervoasă. Good morning, teacher. Ia loc odată. Ok, ok, o să iau loc aici. A fost cât pe ce am scăpat. Cine a scris asta pe tablă? Dar ce scrie pe tablă? Nu am mai făcut caca din 2023. Oh my god, când o să vadă profa asta. Foxy, de ce ai întârziat în prima zi de școală? Teoretic nu am întârziat. Am ajuns cu fix 30 de secunde înainte să se sune. În fine, în fine. Cine a scris porcăria asta pe tablă? Cine a îndrăznit să scrie asta la început de an? Nici n-am început bine orele, că
de așa v-ați apucat de prostii? Da, teacher! Ce urât! Foxy a scris aia pe tablă! Ce? Nu, nu! N-am scris eu, minte! Yes, teacher! Ea a scris și s-a și beșit în fața mea și fața aia e urâtă și miroase și urât. Ea e de vină, doamna profesoară, a încercat să fie amuzantă, dar nu i-a ieșit. Dar... Ana, doar ce am venit în clasă, cum aș putea să fac asta? Nu am cum, doar ce am ajuns, adică... Ai dreptate, Ana! Ce deșteaptă ești! E buboasă! Da, teacher, ea a scris pe tablă cu fața ei urâtă! Eu nici măcar nu m-am mai apropiat de ea! Arată ca și cum ar avea o boală! Eu. Ce ai mâncat? Ai mâncat stricat? Eu. Ați face bine să aveți dreptate, copii! Deci, ai vreo boală, Foxy? Nu, teacher, n-am nicio boală, doar trec printr-o schimbare hormonală. Este super normal la vârsta mea. Și vreau să vă spun că nu eu am scris aia pe tablă. Știi ce? Ce ar fi mai bine să te duci tu acasă? Nu sta tu foarte aproape de mine, o să-ți dau teme acasă. Du-te și întoarce-te când îți trece chestia aia de pe față. Oh my god, nu vine să cred. Este atât de rușinos. A zis asta de față cu toată clasa. Știi ce? O să aștept să se sune și mă duc să vorbesc cu teacher. Adică nu-i frumos ce a zis de față cu colegii de mine. Adică nu trebuia să se comporte așa. Da, de ce te-ai întors? Teacher, nu te supăra, dar n-a fost frumos. M-ați făcut de râs în fața clasei. M-am simțit foarte, foarte urât. Și... de ce m-ați dat afară de la oră? Îmi pare rău, Foxy, dar cred că este nevoie să te vadă un doctor, că ai o față super, super teribilă și ne este așa scârbă să te vedem. Așa că zi mamei tale și să nu te mai întorci la școală până nu dă vreun tratament sau ceva. Iubeam ora de engleză, dar acum nu cred că o mai iubesc. Bună ziua! Deci, fetița mea trebuie să ia acest tratament de două ori pe zi, dimineața și seara? Da, de preferat în timpul mesei, până îi trece. Eu v-am dat aici pentru o săptămână, ar trebui să-i treacă. Ok, mulțumesc frumos, la revedere! Bună, Foxy, ai ajuns deja de la școală? Uite, am trecut pe la farmacie și pe la medic și uite ce mi-a... recomandat pentru tine. Da, am venit de la școală, dar m-a trimis teacher acasă că a zis să nu le dau vreo boală colegilor și parcă zici că aveam râie că teacher fugea de mine. Oh, vai, îmi pare rău, dragă. Ia să pun punga asta aici și mi-a dat medicul o rețetă. Fii atentă, ce trebuie să faci? 3 pași ca să scapi de acnee. 1. Trebuie să mergi să faci sport. Orice sport, îți plăcea gimnastica. O să mergi să faci gimnastică. Serios? Gimnastica mă va scăpa de acnee? Oh, tare! O să merg la gimnastică. Da. Apoi, va trebui să renunți la mâncare procesată. Mâncare de tip fast food. Va trebui să mănânci numai mâncare sănătoasă. Gătită în casă. Sau la școală o să spun eu niște sandvișuri veggie. Fructe, legume multe. Deci fără mâncare din fast food. Și în al treilea rând, trebuie să bei foarte multă apă, iar tenul tău va arăta super, super bine. Și mi-a mai dat și ceva pastiluțe, dar acelea au zis că sunt necesare doar o săptămână, dar dacă faci acestea 3 de pe listă, cu siguranță o să ai vinul foarte frumos. Mami, numai atât, nu vine să cred că dacă o să fac sport, o să mănânc sănătos și o să beau foarte multă apă, o să am o față frumoasă. Hai să mergem, du-mă la sport! A zis mami că grupa de gimnastică era ocupată și m-a dus la sală. Cred că aș putea să încep cu banda. Oare funcționează sau? Cum ar trebui să fac? Să alerg. Wow, ce greu-i! Dar fac orice pentru frumusețe. Să-mi dispară coșurile.
Zicea mama că trebuie să beau și multă apă să mă hidratez. Ce-am obosit. Dar acum mi s-a făcut foame. Ce să-mi iau? Un burger. Aș vrea un burger. Dar a spus mama că dacă mănânc prostit, nu o să mai îmi treacă. Presupun că o să mă duc acasă la mama să îngătească ea ceva sănătos. Wow, mami! Mâncarea asta e sănătoasă? Adică arată atât de bine. Știu, dragă, este sănătoasă. M-am chinuit să ți-o prezint într-un mod atractiv. Să-ți placă. Ca un burger sau ca ceva shawarma, dar este una sănătoasă. Wow, nu vine să cred, ce tare! După o săptămână. Wow, dragă, deja arăți foarte, foarte bine. Uite, mami, s-a hotărât să-ți dea niște bani pentru să-ți cumperi niște haine frumoase. Acum te simți mai bine și nu mai arăți așa ca înainte. Dar mai e puțin de lucrat ca tenul tău să fie perfect. Mersi, mami, abia aștept să mă reîntorc la școală. Și mă duc la magazin. Ura! Bună ziua! Aș vrea o transformare de look completă, pentru că n-am mai fost o săptămână la școală și vreau să-mi impresionez colegii, mai ales că am avut acne o săptămână întreagă și colegii au râs de mine și m-au făcut urâtă. Vai, dar ce bătaie de joc! Ai venit unde trebuie! O să te fac să strălucești, dar întâi să îți schimbăm hainele. Da, hainele tale nu-s ceea ce trebuie. Vino! Să vedem. Știu. Astea ar fi ideale. Gata ești. Wow, ce frumos stai și cu părul așa. Arăți foarte, foarte bine. Wow, nici măcar nu mai seamănă cu mine. Sunt atât de drăguță. Nu vine să cred. Mulțumesc foarte mult. Wow. Wow. Abia știu să mă duc acum la școală să le văd fața colegilor mei. Asta e Foxy? Arăți cu 10 ani mai tânără? Bună, colegi! Tu ești colegă cu mine? Wow! O să am numărul tău de telefon? Cine e frumusețea asta? E vreo colegă nouă? Oare are iubit? Wow! Nu vine să cred! Adică toată lumea se poartă frumos acum cu mine. Ce bine e să fii frumoasă. În episodul de astăzi suntem pe Roblox Snapchat și nu o să vă vină să credeți cum au reacționat colegii la mine. Am trecut de la o fată tocilară cu aparat dentar, coșuri, ceea ce ei numesc o fată urâtă, dar nu ești urâtă dacă ai coșuri sau aparat dentar. Sunt ei doar niște fraieri, că te numesc așa, la o fată foarte frumoasă, wow. Model. Rămâneți să vedeți ce o să se întâmple. Și nu uita de like și subscribe dacă iubești ciocolata caldă cu frișcă. Chiar nu înțeleg de ce există această clădire. Of, fața e că trebuie să mă duc la școală, ca atunci când o să cresc să am un job super bine plătit. Dar faza e că nu am chef iară să mă duc la școală și să ia toți colegii ăia de mine. Toți colegii ăia care îmi dau cu bully. Chiar nu am chef. Oh, firar. Iar amore cu ei. Care erau șansele? Ui, iar a venit tocilarea. Ar trebui să te speli pe față înainte să vii la școală sau nu ai apă și să pun acasă? Asta a fost atât de răutăcios. Normal că mă spăl pe față, dar eu nu-mi permis să dau banii pe produse cosmetice cum dau toate aceste fete. Nu am bani, deci m-am săturat să vorbesc cu colegii ăștia. O să stau în banca mea și o să aștept să vină profesorul și să dea instrucțiuni, să văd ce predă azi. Gata, clasă! Încetați să vă luați de colega voastră urâtă! Nu sunt urâtă! Am doar coșuri! Și colega din spatele meu încă râde de mine.
Nu înțeleg de ce toată clasa mea este atât de rea, inclusiv profesorul. Până și proful a făcut-o urâtă. Nu sunt urâtă, am doar coșuri. Ce nu pricepeți, e perfect normal ca la vârsta mea să am coșuri. O să încep să plângi. Oh my god. Colega asta mi-a spus că sunt bebe. Mi se rupe sufletul că oamenii se iau de mine pentru ceva ce nu pot controla. E atât de trist. Nu pot controla coșurile. Da? Mama ta ți-a spus asta? Te-a mințit? Da, mama mi-a spus asta și are dreptate. Chiar nu-ți poți controla coșurile. Toată lumea râde de mine. M-am săturat, nu mai pot. O să ies din clasă și o să mă duc până la baie. Am nevoie să iau o pauză de la toți cei care îmi dau cu bully. Am primit un snap. Pe bune? Nici măcar când sunt la baie nu mă lasă în pace. M-a făcut bebeluș. Uf, ce mă enervează. Ok, după un plâns bun este timpul să mă întorc la ore. Să mă spăl pe mâini, chiar dacă n-am folosit baia. Cine știe că sunt bacterii în baie? Dar nu mai pot să închid apa. Am reușit pe la urmă. Uf, mi-e atât de greu să mă întorc în clasă la toți colegii mei care râd de mine. Mi-aș dori o zi fără să-mi dea cu bully. Stai puțin. Unde pleacă toată lumea? S-au terminat orele? Cred că am stat prea mult la baie. Toată lumea în sala de sport. O, Doamne, asta este cea mai rea oră dintre toate. Nu sunt atât de slabă ca celelalte fete. Ok, măcar nu e toată lumea afară încă, așa că mă pot relaxa. Pot să stau aici până vine profesorul. Oh, nu, deja a venit proful. Uf, și trebuie să mă duc să alerg. Urăsc alergatul. Mă epuizează total și mai și transpir. Și pe lângă asta mai și cad. Haideți să facem încălzirea. Începem cu sărituri. Urăsc exercițiile astea. Trebuie să am grijă să nu cad. Și ură. Și doi. Și trei. Tare grele sunt. Aaa, ce bine arăți când sari. Iuuu, nu știam că colegii mei sunt atât de ciudați. Mersi. Cică, mersi. Ai mă, că nici nu arată atât de bine. Oh, nu, am căzut. Știam eu că o să se întâmple asta. Asta e atât de jenant. Oh my god, a căzut, lol. Oh, Doamne, doar mă întindeam un pic. Mă relaxam. Nu e mare chestie. Încă continuă să râdă de mine. Doamne, ce ratată ești. Nu poți să faci nimic ca lumea. Nu sunt o ratată și pot să fac. Pot să plec din școala asta și niciodată să mă mai întorc înapoi. Le arăt eu lor. O să le arăt că nu sunt urâtă și tocilară așa cum spun ei. Este timpul să le dovedesc colegilor mei că sunt și eu tare și frumoasă. Și profesorului merg de la școală că nu sunt urâtă. Primul lucru pe care o să-l fac este să-mi găsesc un job. Dacă o să am job, o să am bani să-mi cumpăr tot ce vreau. Haine frumoase, produse cosmetice de calitate. Să fiu și eu ca fetele frumoase de la școală. Ok, se pare că am găsit un job. Angajează part-time la cafenea. Cred că m-aș putea descurca să vând cafea. Am primit un snap de la colega de clasă care îmi dă bully. Pe bune?
Zice ce bună sunt. Doamne! Îi arăt eu ei, pot să fiu și eu frumoasă. Primul lucru pe care l-am de făcut este să-mi fac jobul cât mai bine și să primesc și mult bacșiș. Poftiți, doamnă, mâncarea dumneavoastră. Mai doriți și altceva? Sigur, drăguță, aș mai dori o cafea, latte macchiato dacă aveți. Da, sigur, bine imediat. Așa, să închid teșcheaua și să facem și un latte macchiato. Poftiți, doamnă, și băutura dumneavoastră. Foarte bună! Sunt gata, aș dori să plătesc. Îmi puteți face nota de plată? Sigur că da, imediat. Ați avut o friptură cu piure și cu legume la grătar și un latte macchiato face 110 lei. Poftim! Păstrează restul. Wow, deci nu vine să cred. Ce zi bună. Wow. Clienta asta mi-a lăsat bacșiș 25 de lei. Wow. Păi dacă continui așa, o să am o grămadă de bani în afara salariului. Wow. Ce contează să te porți frumos cu clienții și să-i faci să se simtă bine și luați bacșișul ăla gros. Mai am o comandă și apoi mi s-a terminat tura. Nu vine să cred. Nu vine să cred că ai fost cumva urâtă. Mi se pare un lucru cam răutăcios să-i spui iubitei tale. Și dacă mă uit la ea, e cu adevărat superbă. Wow. Oare cum a ajuns dintr-o fată urâtă? O fată atât de frumoasă. O să trag urechea să văd ce vorbesc, pentru că mi se pare foarte interesant. A, nu, vine la casă. Aș dori să plătesc. Wow, este și independentă. Își plătește singură mâncarea. Wow, dacă nu te superi înainte să-ți fac nota de plată, aș putea să te întreb ceva? Sigur. Cum ai ajuns să fii atât de frumoasă? Deci, ești superbă. Care e secretul? Fac foarte mult sport. Lucrez din greu să-mi tonifiez corpul. Am abonament la sală și fac deja de 3 ani. Și am căutat tot felul de tratamente pe internet despre acne, pentru că aveam poșuri, iar acum fața mea e ca de bebeluș și e atât de fină. Oh my god, și eu încerc să strâng bani ca să mă duc la sală să fac sport. Cât despre acne, și eu am problema asta. Cum ai rezolvat? Am descoperit un medicament care efectiv îți face fața fără coșuri peste noapte și la sală am antrenor personal. Ok, prieteni, mi-am găsit misiunea. Știu ce trebuie să fac. Să strâng bani ca să mă duc la sală, să-mi iau și eu antrenor personal, să mă tonifiez și să-mi cumpăr și eu medicamentul ăla pe care ea l-a luat să-mi curăț coșurile astea. Mulțumesc foarte, foarte mult! Uite, o să-ți fac și eu reducere pentru sfaturile tale! Mulțumesc! Ești tare, mi-ai salvat viața! Cu plăcere! Sper să reușești! Gata, mi-am plătit un antrenor personal și m-a pus să fac tot felul de exerciții super grele. Fu, dar nu mă las pentru că vreau să fiu în formă! Unu! Și 2, și 3, și 4, și 5. Acum să beau niște apă să mă hidratez. Oh, ce bine-i. Doamne, dar nu prea multă că după aia nu mai pot să fac sport. Și o să închei antrenamentul cu 2 ture de bazin, că așa mi-a recomandat antrenorul personal. Și 1, 2 și înapoi. Și ca să fie mai distractiv, o să-mi închei ziua sărind pe trambulină. Hai să vedem. Wow! 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 Și baba! Wow! Ce tare! Ador nodul. Am ajuns acasă și am folosit masca pentru coșuri, iar acum este timpul să mă pun în pat
și să dorm și să mă trezesc dimineață fără coșuri. Oh my god! E dimineață și nu vine să cred ce bine arăt! Oh my god! Mi-au dispărut toate coșurile! Wow, ce tare! Să mă spăl pe dinți. Așa. Și e timpul să mă pregătesc. Deci să mă duc și la toaletă un pic. Timpul să mă pregătesc să mă fac frumoasă și să... Mamă, să le demonstrez tuturor colegilor care au râs de mine cât de frumoasă pot să fiu eu. Un cremă asta a făcut minuni cu fața mea. Așa, se trag apa. Să mă spăl pe mâini. Gata, să mă șterg pe prosop. Și gata, ăsta este look-ul meu final. Ok, cred că o să impresionez ceva lume. Chiar că arăt bine rău. Așa zice. Forță! Cine e forță? Foxy e forță! Foxy e cea mai frumoasă! N-o să mai fiu eu tocilara. O să fiu cea mai frumoasă. Eu zic că arăt atât de bine. Este timpul să mă duc la școală și să-mi impresionez colegii. Să-i dau pe spate. O să-mi fac niște poze din astea faine rău și o să zic new me. O să zic că noua eu, gen, m-am reinventat. O să zic așa, cine e gagica asta faină? Și o să trimit poza colegilor mei să moară. Bun, hai să mă duc la școală. Abia aștept să văd cum o să reacționeze colegii. Cred că o să moară, jur că o să moară de ciudă. Vechea Foxy a murit. Asta e noua Foxy. Mama! Am plecat la școală. Hei, iubito, ai văzut? Cred că o să avem o nouă colegă și mai frumoasă ca tine s-ar putea să te părăsesc. Ce mai ești prost? Nu există colegă mai faină decât mine. Despre ce vorbești? Verifică Snap-ul. A trimis poze la toată clasa și e faină rău. Cine-i mă asta? N-am mai văzut-o în viața mea. De unde vine? E bogată sau ce-i cu ea? Dacă e bogată, trebuie să fie prietenă cu mine. Bună, colegii! Ce faceți? Mamă, ce zi frumoasă! Așa-i? Bună? Ești nouă? Dacă ești nouă, trebuie să fii prietenă cu mine, să știi. De la ce școală vii? Ideea este că dacă vrei să fii cu fetele populare, eu sunt fată populară și o să-ți arăt cum stă treaba pe aici. Mie mi se pare puțin cunoscută. Îmi place cum ești îmbrăcată și îmi place părul tău foarte tare. Ai niște șuvițe faine în păr. Da, mersi, știu, am stil și arăt atât de bine. E clar că sunt cea mai frumoasă din școala asta. Cam da, vrei să fii iubita mea? Îmi pare rău, iubito, te părăsesc. Ea e noua mea iubito. Uită-te, ce brand am, îți place? Iubito, sunt încă cu tine, că încă nu mi-a zis dacă vrea să fie cu mine. Taci, mă, ești prost. Auzi, colega? Deci dacă vrei să fii prietenă cu mine, să stai cu mine în pauză, să știi că îți păstrezi un loc bun. Și ce avem noi aici? O nouă colegă, presupun. Cum te cheamă? Nu sunt nouă. Sunt Foxy. Mă mai știți? Sunt fata aceea care ziceați voi că sunt urâtă, dar acum ești ce? Sunt cea mai frumoasă din școala asta. Deci nu vine să cred? Wow, dar ce ai pățit? Cum arăți atât de bine? Ai un glow up! Care e secretul tău? Mult sport, antrenor personal, gimnastică not, nu știi tu din astea. În fine. Wow, ce tare ești!
Deci vrei să fim prietene? Îmi pare rău pentru cum m-am purtat în trecut. Nu, nu o să fiu niciodată prietenă cu tine. Îmi pare rău. Știi cum e aia? Nu ești de nivelul meu. Nu ești frumoasă. Nu e mai frumoasă ca mine. Ba e. Cam acesta a fost episodul. Am reușit să le dau o lecție colegilor mei. Să le arăt că pot fi mai bună decât ei. Și mai frumoasă. Și mai deșteaptă oricum era. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați pentru mine un like, subscribe, clopoțel. Fiecare like pe care îl dați e un coș dispărut de pe fața voastră. Mai spăpi!